Hristos. Hristos a înviat, ne mâncăm perioada apropiată a Paștelor care a trecut. Și lucrul acesta este o temelie a credinței noastre, faptul că Hristos a înviat, că Hristos nu mai este în mormânt, El este sus, la dreapta lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, întemeitorii de religii, musulmani, hinduși, budiști, își au fiecare prorocii lor și Dumnezeii lor. Și aceștia își au și morminte, dar Domnul Iisus are mormântul acolo care îl vizitează mulți, dar este gol. Noi credem lucrul acesta, că El a înviat. Nu putem să-L dovedim la nimeni. Trebuie să mergem prin credință. Iudeii și în ziua de astăzi cred că n-a înviat. Că le s-a spus o minciună atunci de mult și au rămas cu ea peste generații și generații. Și mulți zic că din cauza că nu s-au întors la Hristos, că au pătimit atât de multe nenorociri, că au rămas departe de Cel care putea, de Singurul care putea să-i ajute. Mulțumim și în seara aceasta că suntem înaintea Lui, în casa Lui Dumnezeu, înaintea Lui Dumnezeu. Și aducem mulțumiri Lui Dumnezeu pentru că se îngrijește de noi, pentru că ne poartă de grijă, pentru că este cu noi. Aș vrea, înainte să încep, ascultam, o spunea soția mea în seara aceasta, că ascultat pe fratele Bursan la Kitchener vorbind și spunea dânsul că am o științare pentru biserică, pentru biserica din Canada și pentru biserica dânsului. Și timp că era pentru biserica din Canada, m-am gândit să o spun aici la toată biserica, fiindcă și noi suntem în Canada. Dânsul a mers în Detroit la o nuntă și mergând la un cerc de rugăciune, a avut în științare aceasta printr-un proroc și s-a spus că cel rău vrea să facă o lucrare, să aducă un necaz peste țara aceasta, în așa fel încât mulți, chiar dintre credincioși, să piardă tot ce au și să rămână cu mâinile goale și să-i aducă într-o stare de disperare, încât mulți să vrei să-și iei zilele. Spunea prorocul acesta ca biserica să se roage înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să răstoarne planul acesta al celui rău. M-a spus la toți și dacă sunteți parte din Biserica Domnului, ieșa din Canada, vă rog, vă invit să vă rugați, pentru că doar prin rugăciunile bisericii Dumnezeu va nimici acest plan. Este din partea celui rău. Când vine de la Dumnezeu, nu este nicio oprire. Când vrea Dumnezeu să pedepsească o țară pentru păcat și fără de lege, nu este nimic de făcut. Că Dumnezeu a hotărât lucrul acesta, nu îi se poate opune nimeni. Dar acest lucru vine de la cel rău și poate fi împiedicat prin rugăciunile bisericii. Aș vrea să trec la cuvântul pe care s-a citit în seara aceasta. Este un cuvânt foarte cunoscut, este un cuvânt foarte frumos. Se vorbește aici despre apa vieții. Vedeți dumneavoastră, noi avem nevoie de apă ca să trăim în lumea aceasta, în trupul nostru. Este o apă materială. Am citit tot în cartea aceasta lui Ioan despre acea întâmplare cu femeia din Samaria care mergea să caute această apă. Slavă Domnului că aici este ușor de găsit. Când eram în România, nu era așa ușor de găsit. N-aveam apă curentă. Locuiam la țară și nu era. Că nu era apă curentă. Trebuia să mergem să cărăm cu butoaile de la o fântână de mai departe. Acum s-au mai schimbat lucrurile, dar așa era pe vremuri. În Africa sunt unele locuri în care oamenii merg distanțe lungi, kilometri, ca să aducă apă, ca să aibă ce să bea. Apa este foarte necesară vieții aici pe Pământ. Fără apă nu ne descurcăm. Spune oamenii de știință, medici, că fără apă omul se deshidratează foarte repede și moare scurtă vreme. Este o necesitate a vieții, dar aici Domnul Iisus vorbește despre o apă spirituală. Și sufletul nostru și Duhul nostru, la fel cum trupul nostru are nevoie de apă ca să trăiască, și sufletul și Duhul nostru are nevoie de apă, de apă vie, ca să trăiască, ca să rămână în viață. Și apa aceasta vie nu o găsești oriunde.
Oamenii, vedeți dumneavoastră, am auzit pe mulți spunând că în inima omului este un gol. Un gol pe care doar Dumnezeul poate să-l umple. Oamenii caută într-o parte și într-alta să-și umple acest gol din inimă, din suflet. Unii în știință, alții în filozofie, alții în artă, în literatură, în cinema, în divertismentul lumii acesteia. Sunt totuși niște ape murdare, niște ape care nu satură. Niște ape care, până la urmă, te lasă uscat, însetat. Iar oamenii aceștia caută tot mereu, caută până la sfârșitul vieții și când pleacă din pe lumea aceasta, se duc cu greu, se duc cu regrete mari, ar mai vrea să mai staie, nu se simt împliniți. Vă aduceți aminte ce spune Scriptura despre mari, despre patriarhii Vechiului Testament, Avraam, Isaac și Iacob. Dacă îi luați pe toți pe rând, scrie despre ei mai la urmă, au murit bătrâni și sătui de zile. Fără regrete. Și Apostolul Pavel spunea la fel. De acum mă așteaptă cu lumea vieții pe care o va da Hristos tuturor celor ce așteaptă venirea Lui. Și el știa că trebuie să plece din lumea aceasta și o spunea lucrul acesta. Fără niciun regret. Apa aceasta pe care o dă Dumnezeu. Vedeți? Vreau să vă mai spun lucrul acesta, că lipsa aceasta de apă spirituală se duce până în lumea de dincolo, după moarte. Și acolo când sufletul și Duhul, când este doar sufletul și Duhul, acolo nu mai este trupul. Se manifestă într-un chip în așa fel încât, îi spune Domnul Iisus despre un om ajuns acolo în locuința morții, că suferea de o sete cumplită. Și-a însetat suflet aici pe pământ. Și trecând dincolo, suferă de o sete, de acolo în locuința morților, în iad, suferea de o sete foarte mare. Și spunea, vedeți ce sete aplică, că numai Lazar să-și pună degetul în apă și să-și moaie degetul ca să mă astâmpăr un pic. O sete din asta arzătoare, cu un strop de apă și poți să-ți astâmpăr setea. Dar omul acesta, sete, așa era de mare, că spunea, dau un strop. Mi-ar fi de ajuns. Mi-ar face mare lucru. Trebuie ca noi să ne umplem de apă vie de la Dumnezeu încă trăind aici pe pământ, ca nu cumva trecând dincolo, să fim tot însetați. Apa aceasta vie, spuneam, vine de la Dumnezeu. Și ea este și detaliată aici în pasajul acesta. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care vreau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Citim în Apocalipsa, în capitolul 22, proveniența acestui râu de apă vie. Mi-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca cristalul care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al Mielului. Tocmai de acolo și are proveniența aceasta apă vie, care o dă doar Iisus Hristos. Am auzit pe mulți oameni spunând că după ce au căutat împlinirea vieții, după ce au căutat rostul vieții în toate părțile și-au căutat în toate lucrurile acestei lumi, s-au găsit împliniți doar în Iisus Hristos. Și-au găsit liniștea, și-au găsit pacea doar în Iisus Hristos. Aș vrea să vă spun un lucru, aici cuvântul introductiv din acest pasaj, îmi spune că era în ziua cea de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului. Știți ce praznic era acolo? Eu mă gândesc că Domnul n-a făcut nimic la întâmplare. Nu credeți că Domnul l-a dus pe un orb în putare loc ca să, și acolo i-a dat vederea sau la unul i-a pus tină pe ochi, alții l-a vindecat doar vorbind. Nimic nu face Dumnezeu la întâmplare. Dacă Dumnezeu spune lucrul acesta în ziua aceea praznicului, aș vrea să vă aduc aminte doar ce praznic era acolo.
Dacă citim mai tot în începutul capitolului 7, spune acolo Iisus era la sărbătoarea praznicului corturilor. Sărbătoarea aceasta a corturilor. Evreii aveau mai multe sărbători care trebuiau ținute. Poruncile de Dumnezeu era sărbătoarea Paștelor și Paștele, luna aceasta cu Paștele, este de altfel poruncile de Dumnezeu și le spunea asta să fie prima zi a anului pentru voi. Păi era sărbătoarea aceasta a rusalilor, a cinzecimilor, care era de altfel sărbătoarea primelor roade. Și era sărbătoarea aceasta a corturilor și era sărbătoarea strângerii roadelor. Deci era sărbători prin care evreii mulțumeau la Dumnezeu pentru tot ceea ce au primit. Și în ziua aceasta în care oamenii aduceau mulțumiri la Dumnezeu, în ziua aceasta Iisus, Domnul Iisus le spune lucrul acesta. Noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cu atitudine de mulțumire. Vrem să fim săturați cu apă vii, cu atitudine de asta de nemulțumire, nu merge nicicum. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să fim mulțumitori. Și apoi, asta e primul pas. Pe urmă, cine crede în mine, în inima lui, vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Cum primim această apă vie? Cum vine această apă vie în inima noastră? Aș vrea să vă citesc tot din Ioan, un cuvinte pe care Domnul Iisus le spunea femeia aceea pe care a târnit-o la cântina Samariei. Din Ioan, capitolul 4. Oricui va bea din apa pe care voi da eu în viață, nu mai va mesi sete, bancă, apa pe care eu voi da eu se va preface în inima lui, într-o râuri de apă vie care va țâșni în viață veșnică. Apa aceasta, cum am spus, vine de la Dumnezeu și numai că vine de la Dumnezeu, El o dă fără plată, fără bani. Asta ne spune în Isaia, capitolul 55, cine este însetat să vină și să ia fără bani și fără plată. Apa aceasta de la Dumnezeu, care vine de la Dumnezeu, apa vie, trebuie să facem și noi câțiva pași. Dar trebuie să credem în Iisus Hristos, trebuie să venim la Iisus Hristos. Fără credință în Iisus Hristos, nu este apă vie. La musulman, la hinduși, oriunde ai merge, fără credință în Iisus Hristos, nu au această apă vie. Și dacă nu au această apă vie, o să se ducă în lumea de dincolo fără apă vie. O să se ducă în lumea de dincolo fără să aibă viață în ei înșiși. Apoi, aș vrea să vă citesc din Ioan, capitolul 14. Spune acolo, versetul 15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt învietor care să rămână cu voi în viață, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că rămâne cu voi și va fi în voi. Trebuie să venim la Hristos, să credem în El, dar trebuie să împlinim și poruncile Lui. Spunea Ioan că poruncile Lui nu sunt grele. Mulți ne lăsăm înșelați în lumea aceasta. Ne păzim, ne străduim să ne păzim de păcate mari, de curvie, de desfrâu, de idoli. Dar sunt porunci mici pe care pun stăpânire peste noi și ne despart de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne despart poate de această apă vie. Domnul să ne ajute să împlinim toate poruncile. Am gândit aici la un lucru simplu pe care Domnul ne cerea și pe care cei mai mulți dintre noi eșuăm. Și spunea Domnul Iisus, nu vă îngrijorați. Ne îngrijorăm? Am crezut că venim aici, venind aici, o să ne fie mult mai ușor să ne câștigăm pâinea, o să ne fie mult mai ușor pe viața, dar părerea mea că ne îngrijorăm mai mult aici decât ne îngrijorăm în România. Nu e un lucru, poate că nu e o păcat mare, un
păcat greu, dar să știți că este o porunca Domnului Iisus. Din nu o împlinim, este doar una din ele. Una la care m-am gândit așa mai repede. De nu împlinim, o să stăm departe de această apă lui Dumnezeu, apă vie pe care Dumnezeu poate să o dea fără bani și fără plată. Un alt lucru pe care vreau să vă spun este că un om care are aceste râuri, această apă vie care curge în inima lui, este un om care se încrede în Dumnezeu. Nu spun eu de la mine însumi, o spune Scriptura. Și aș vrea să vă citesc ce spune în Ieremia, capitolul 17. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul, la cărui nădejde este Domnul, căci este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine, și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei. Nu se teme și nu încetează să aducă roată. Și mai departe, în versetul 13, spune, toți cei ce te părăsesc vor fi acoperiți de rușine, căci se abate de la mine, cei ce se abate de la mine vor fi scriși pe pământ, căci părăsesc pe Domnul izvorul de apă vie. Părăsesc pe Domnul izvorul de apă vie. Deci, cei ce se abate la Dumnezeu, cei ce nu se încrede în Dumnezeu, au părăsit pe Dumnezeu și au părăsit izvorul de apă vie. Cei ce se încrede în Dumnezeu, dacă ne mai puteam încrede în Dumnezeu, este din cauza că este un har de la Dumnezeu. Să mulțumim și pentru lucrul acesta Domnului. El ne-a dat harul acesta, El ne-a dat puterea aceasta, să ne mai încredem în El. Vine un necaz, vine o nenorocire. Ne mai încredem în Dumnezeu, mai avem nădejde. Fiindcă Dumnezeu a lăsat ceva în inimile noastre, a lăsat apa aceasta vie. Aș vrea să vă spun că apa aceasta vie se poate și pierde, se poate și să ne părăsească. Tot cuvântul lui Dumnezeu spune în Ieremia, în capitolul 2, spune acolo despre Israel. Poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-a părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Un om care începe să săvârșească păcat după ce a fost umplut de Dumnezeu cu Duhul Sfânt este un om care este ca un vas în care pui apă și încet, încet apa începe să curgă afară. Vasul acela devine permeabil, devine poros. Mă gândeam că sunt anumite lichide din astea care, la temperaturi foarte joase, devin superfluide. Dacă le pui într-un pahar de porțelan, de exemplu, o să curgă jos prin paharul acela. E Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Trebuie să vi-l imaginați ca un fel de super lichid din acesta. Nu trebuie mult ca să curgă jos. Putem să-l întristăm și să plece de la noi. Și să rămână sufletul gol, inima goală. Și aș vrea să vă citesc unele lucruri care fac ca să rămânem fără apa vie a lui Dumnezeu, ca vasul nostru să devină poros în așa fel încât Duhul Sfânt, apa vie pusă de Dumnezeu să cadă, să se ducă. Vasul să se golească, să rămână gol. Dacă mergem în Corinteni, capitolul 1 Corinteni, capitolul 10 spune acolo că și evreii în vechime au avut parte de harul acesta să fie săturați într-o stâncă duhovnicească, să vină această apă vie peste ei. Prin faptul că Dumnezeu era acolo aproape, spune aici Apostolul Pavel că erau adăpați
De aceeași băutură duhovnicească, pentru că beiau dintr-o stângă duhovnicească care vedeau după ei și stânga era Hristos. Deci prin Hristos venea această apă vie peste ei. Dar totuși, s-a întâmplat un lucru. După ce au avut parte de această hrană duhovnicească, mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu căci au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde. Și spune aici mai departe, și vă spun eu, dacă vreți să rămână Duhul lui Dumnezeu cu voi, dacă vreți să aveți apa via lui Dumnezeu în inimă, să vă feriți de aceste lucruri pe care scrie aici, să nu fiți închinători la idol, cum au fost unii dintre ei, după cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea, și s-au sculat să joace. Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul, cum l-au ispitit unii dintre ei, care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți, cum l-au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. Astea au fost pentru noi drept pilde. După ce au avut parte oamenii aceștia, poporul acesta de hrana spirituală, cei mai mulți au căzut la aceste teste. Și știți câți au fost care le-au trecut? Au fost doar doi care au ajuns în Împărăția lui Dumnezeu în Canaan. Și termin prin a spune acest avertisment. Astfel, dar cine crede că stă în picioare să ia seama, să nu cadă. Domnul să ne ajute să veghem, să împlinim poruncile lui Hristos. Și să fim vegheatori, o să rămânem cu apa via Domnului în inimă până la sfârșit. Amin. Amin. N-am să țin o predică, nu faceți probleme, că adevărul este că în ultima vreme mi s-a părut cam des mi-a venit rândul, dar vrea să vă pun o întrebare. Credeți că mai este de actualitate această ofertă a Domnului Iisus Hristos? Mai este de actualitate oferta aceasta? Și dacă mai este de actualitate, credeți că mai este nevoie de ea? Cam cu 900 de ani înainte de a spune Domnul Iisus Hristos aceste cuvinte, împăratul David, în Psalmul 51, a experimentat Duhul Sfânt, deci apa vie în inima lui, și a experimentat oarecum o retragere a acestei ape vii. Și spune în Psalmul 51, și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. David era gata să experimenteze despărțirea asta din cauza păcatului. Aș vrea să vă spun că și în vremurile din urmă spune prorocul Ioel și n-aș vrea să-l citesc acum, doar să-l parafrazez, că în vremurile de pe urmă fiii și fiicele voastre vor proroci. Bătrânii vor avea visuri, tinerii vor avea vedenii, chiar și peste robii mei și robele mele voi turna din Duhul meu cel Sfânt. Vremurile de pe urmă. Și după aia știți ce spune Ioel? Acolo acoperă o perioadă lungă de timp. Vorbește la începutul revărsării Duhului Sfânt și după aia trece mai departe la ziua Domnului, la venirea Domnului Iisus Hristos. Acoperă o perioadă lungă, câteva versete. Dragii mei, Duhul Sfânt este de actualitate și astăzi. Și fără de Duhul Sfânt, eu nu sfătuiesc pe niciun creștin să facă un pas. Mai de mult erau vremurile altcumva. Cine se boteza în apă, și asta știu, pe părinții mei. Cine se boteza în apă, imediat după aia, dacă nu era botezat cu Duhul Sfânt, se făcea stăruințe. Trebuia să primească Duhul Sfânt. Eu m-aș bucura, adevărat că n-am organizat și asta este vina noastră. Că n-am organizat așa dese stăluințe după Duhul Sfânt. Dar vreau să vă spun ceva. Și când au fost, vă aduceți aminte anul trecut, când a fost fratele Ozan în luna iulie. Vă aduceți aminte?
iune sau iulie. Așa. Vă duceți aminte? Așa de puțin au dorit să primească Duhul Sfânt. Fratele Hozea n-a spus să ridice mâna cine nu-l are, pentru că poate era jenant. Dar m-aș fi bucurat să-i văd pe toți cei care nu-l au Duhul Sfânt, n-au botezul Duhului Sfânt, aici în față venind să aprindă foc. Stăteam așa prin bancă, spun așa, nu ca o mustrare, spun ca o remarcă, deci ca o constatare. Stăteam așa prin bancă, unul acolo, unul încolo, cine știe ce s-a întâmplat. Dar au fost doi care erau însetați. Au fost doi. Două suflete. Și Dumnezeu nu a trecut nepăsător. Le-au văzut. Și le-au umplut Dumnezeu. L-au dat să fie numele Domnului. Oferta lui este valabilă. Știți unde este problema? Cine însetează? Amintea fratele Gigel aici, Isaia 55. Voi toți cei însetați. Veniți la. Ești însetat? Încă se mai de la apăbire. Câtă vreme, nu știu. Eu nu știu câtă vreme. Dar încă se mai dă. Vă îndemn să beneficiați atâta vreme cât se mai dă. Că nu știm când Dumnezeu va închide robinetul acesta. Și ușa Harului se va închide. Și se va deschide ușa, Harului dincolo. Spre răsărit. Domnul să ne dea înțelepciune și Domnul să ne dea o minte ageră ca să înțelegem că trăim vremurile din urmă. În cartea Apocalipsei spune Domnul Iisus așa de frumos. Iată eu stau roșu și bat. Și parcă sunt aceleași cuvinte din textul din care l-am citit astăzi. Dacă aude cineva și deschide, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Haideți să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și în același timp să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne sensibilizeze inima la Cuvântul lui Dumnezeu. Se spune să predică. Că noi parcă rămânem aceiași și nu ne schimbăm. Dumnezeu să ne dea înțelepciune în minte. Eu zic călăuzită de Duhul lui Dumnezeu și să acceptăm să ne schimbăm. Amin. Așa cum stăm în picioare, să ne rugăm Domnului.